Peste 126 de polițiști au acționat în cele trei zile de weekend pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice, suplimentar față de activitățile dispozitivelor curente din teren. În urma acțiunilor au fost constatate 16 infracțiuni judiciare și la regimul circulației, toate în flagrant delict. De comiterea acestor fapte sunt bănuite 16 persoane, dintre care una a fost arestată. De asemenea, au fost aplicate 186 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 29.000 de lei, și au fost confiscate bunuri în valoare de 3.500 de lei. Polițiștii au intervenit și au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor privind ordinea și liniștea publică. Pentru salvarea de vieți și prevenirea accidentelor de circulație, polițiștii rutieri au acționat în stradă, iar în urma neregulilor constatate, au aplicat 159 de sancțiuni pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice, dintre care 7 pentru consum de alcool. Ca măsură suplimentară, polițiștii au reținut 18 permise de conducere și au retras 6 certificate de înmatriculare.